Unii nativi horoscopului european pot fi considerate persoane slabe, lipsite de coloană vertebrală. Toate semnele zodiacale au punctele lor forte și slabe, însă experții în horoscop au dezvăluit care ar fi cel mai slab semn al zodiacului. Nativul din zodia Gemeni are o personalitate contradictorie și complexă. Este capabil să se adapteze cu ușurință la tot felul de situații, dar în același timp pot fi puțin ipocriți în anumite circumstanțe. Ei stăpânesc carta comunicării, însă sunt extrem de ușor de manipulat. În general, sunt oameni cu multe preocupări. Încep proiecte noi cu mare entuziasm, deși de obicei le lipsește perseverența de a le duce la bun sfârșit. Racii. Nativii din zodia Rac sunt foarte emotivi, boemi, spirituali și intuitivi. Aceasta, din urmă, poate fi o slăbiciune sau un punct forte, în funcție de modul în care o canalizează. Sunt foarte visători și, dacă nu controlează această fațetă a personalității lor, se pot refugia prea mult în fantezie. Leul. Nativul din zodia Leu este trufaș, orgolios și coleric. Deși pare extrem de puternic, astrologii sunt de părere că acest reprezentant al zodiei de foc este extrem de ușor de manipulat de către cei din jurul său. Fecioară. Perfecționistul zodiacului european face tot posibilul pentru ca lucrurile să fie puse la punct de fiecare dată, atât în plan profesional cât și în plan personal. Cu toate acestea, nativul fecioară te poate trăda cu zâmbetul pe buze, călcând pe cadavre pentru a ajunge unde și-a propus. Săgetător. La rândul lor, nativii din zodia Săgetător tind să spună exact ce au în minte și nu ezită să-și urmărească visele. Le place să-și împărtășească ideile și cunoștințele oamenilor și să se simtă apreciați. Cu toate astea, trebuie să fie atenți, deoarece ar putea cădea în capcana de a-și impune părerile asupra celor din jur, relatează playtech.ro.